Salutare prieteni, în acest videoclip vreau să vă arăt cum ascut eu un fierăstrău de pumn. Eu l-am mai folosit înainte, am mai tăiat și ceva blană cu el, am mai avut și noduri și ceva ciment, s-a mai știrbit oricum dinții. Și am zis decât să cumpăr altul, mai bine l-ascut tot pe acesta. Se mai poate folosi, este lama destul de lungă, destul de groasă și de lată, de se mai poate ascuți. Și am zis că mai bine îl ascut. A fost și este un fierăstrău foarte bun. Care v-am spus, am mai tăiat niște blană și am mai avut ceva resturi de urme de ciment. Chiar dacă am mai răcuit eu cimentul după blană, totuși a mai rămas imprimată în porii de la blană. Și am zis că de data aceasta s-a ascuns și acest fierăstrău și să vă arăt și dumneavoastră cum l-am ascut eu. Prima dată eu am adâncit toți dinții. Deci prima dată trebuie dinții adânciți, deci să-i facem mai lungi. Iar după aceea am făcut cu o șurubelniță. De aceea vedeți că am făcut și dinții. Unul este cu markerul 1, să știm pe ce parte când facem ceaprazul, să știm cum să învârtim de șurubelniță. Deci aici, fiind pe partea aceasta, vom învârti totdeauna spre dreapta. Și atunci, acest dinte, să vă arăt mai aproape, deci când învârtim cu șurubelnița, așa, spre dreapta, acest dinte va veni spre dreapta, da? Deci va ieși în afară, iar acesta va veni spre stânga, în momentul când învârtim cu șurubelnița. Și așa facem, sărim, deci unul da, unul nu, deci aici învârtim așa, iar ne ducem tot la acesta care este și tot spre dreapta, la fel până la capăt facem la fel. Și în felul acesta se face ceaprazul. Dar eu aici am făcut aceste dungi pentru a ști acum, după ce am adâncit acest dinț, să știm cum vom face dinții, deci să fie să taie și pe laterale aici, nu mai în vârf. Ei va trebui să tai și pe lateral aici, ca să scoată foarte bine, să scoată rumegușul, de să, când aia, să facă șpanul la fel ca la drujbă, să-l facă mai mare. Nu decât să-l râșcâie. Deci eu tot timpul așa mi-am ascuns să se răstraele, indiferent că au fost ele de pumn, de mână sau de celelalte cu pânză, cum erau înainte de lungi la un metru. Eu tot așa le ascut. Și vedeți că de aceea am făcut și aceste dungi, ca să știu cum fac acum, cum voi orienta flexul. Când voi ascuți, să știu în ce parte, deci aici unde este această dungă neagră, voi ascuți pe partea aceasta cu flexul. Așa. Și după aceea voi întoarce flexul și voi ascuți și pe partea cealaltă aici. Deci ca să facem dintele la fierăstrău să fie ascuțit pe ambele părți. La fel vom proceda și pe partea cealaltă cu acești dinți, cei care sunt tot la fel cu markerul făcuți. Eu am mai făcut înainte din ei cam jumătate, o mai am de făcut. Deci acum mai am de făcut aici pe partea aceasta și voi arăta și dumneavoastră cum voi proceda. Deci flexul la turație mică și vom începe de aici, de la mâner. Se ascute deci acești dinți care sunt cu markerul. Nu este mai greu că trebuie să vă arăt să filmez în fața telefonului. Pentru că dacă filmez la distanță nu vedeți nimic. Și nimeni nu s-ar auzi din cauza zgomotului de la flex. Deci eu v-am spus cam cum se ascute. O să-l ascut acum până la capăt. O să mai și spun ce fac, dar nu știu dacă se va auzi foarte bine pe zgomotul de la flex.
Așa că și cele de firmă, cât ar fi de firmă, cu timpul tot va trebui ascuțite. Deci cât ar fi oțelul de bun în ele, cu timpul toate vor trebui să le mai ascuțim din când în când. Pentru că dacă un pic se știrbește dintele, vă dați seama că va aluneca pe lemn și nu va mai înfige foarte bine când tragem și tăiem. Deci acum voi face acest dinț și am să fac și un nou videoclip când o fi să fac și probă la acest fierestră și să vedeți ce bine taie. O să mai verific să văd pe care mai trebuie să-i mai ascut. Așa se vede cel mai bine în lumina becului, că se văd dinții, sclipesc, nu știu dacă se vede la dumneavoastră pe aici, deci sclipesc dinții care sunt ascuțiți. Și aici la fel să pot vedea. O să mai verific să văd să nu fi scăpat vreo unul. Prima dată o să-l fac probă așa, să văd dacă taie așa cum este, cu dinții ascuțiți. Iar dacă nu va fi nevoie, voi face la fel cum este aici din fabrică. Deci uite și la fiecare dinte, în direcția lui de tăiere stânga-dreapta, voi teși puțin vârful. Cum se vede aici, nu știu dacă focalizează bine imaginea, voi face la fel ca aici. Dar prima dată voi încerca să văd dacă taie așa bine. Și dacă mai este nevoie să-l mai... Tejesc aici acest vârf. Normal este aici tăiat din fabrică pentru a se înfige cât mai bine în momentul când tragem. Asta e mai mult pentru tras, de aceea și este și curbat. Vedeți că este, lama este curbată, nu e dreaptă. Pentru că în momentul când tragem, el vine să se înfige foarte bine în lemn. Deci v-am spus, am fost foarte mulțumit, am tăiat cu el și chiar și pom mai groși. Deci taie fără probleme. Se înfige foarte bine, având dinții foarte mari lungi. Dar ce contează ce mai mult la un fierestrău, trebuie făcut ceaprazul. Dacă nu este făcut, el se va încărca foarte mult de rumeguș și va merge foarte greu. Ne va obosi foarte mult la tăiere, mai ales dacă vom avea ceva de tăiat mai gros. Vă mulțumesc pentru vizionare și o să pun și videoclipul și voi face și proba să vedem cum taie acest ferestreu pe care eu acum îl ascult. Dacă v-a plăcut și v-a fost informațiile de folos, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere și așteptați următorul videoclip.